Iancu Sterp, descalificat de către șefii ProTV de la Survivor All-Stars la trei săptămâni de la marea finală? Ce regulă importantă din contract ar fi încălcat? Iancu Sterp a pierdut marea finală de la Survivor All-Stars în fața lui Zani și nici acum nu a reușit să depășească momentul. Acesta face permanent numeroase dezvăluiri despre ce s-a întâmplat cu adevărat în show și pune ProTV într-o situație mai mult decât jenantă șirul nesfârșit de acuzații ar putea aduce războinicului o descalificare post-concurs, mai exact s-ar putea trezi fără banii câștigați în competiție. Contractul pe care l-a semnat Ian cu Sterp spune clar că acesta nu are voie să povestească despre culisele emisiunii și de altfel nimeni până acum nu a făcut-o de teama repercusiunilor. Ei bine, se pare că fratele lui Culiță Sterp nu mai ține cont de nimic și este dispus să facă publice multe secrete care țin în general de producție. Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Zani a spus că, în opinia lui Iancu, nu ar fi meritat să câștige și a indicat-o pe Ștefania Ștefan ca nume de bază în acest sens. El a mai insistat și pe ideea că rivalul lui a ajuns în finală, fiind practic cărat de echipă până în ultima zi. Iancu Sterp a luat foc și a început seria dezvăluirilor, care l-ar putea costa scump în viitor. Mai întâi a spus că Zani a fost favorizat de producție și că primea în fiecare luni pachet cu mâncare și că avea acces la telefon timp de jumătate de oră. Iar acum, într-un vlog a făcut public faptul că faimosul ar fi primit dintele imunității de la un reporter și că ei, restul s-au prefăcut că îl caută pentru a ieși emisiunea. Iancu Sterp, noi dezvăluiri care l-ar putea costa scump. Ce simboluri ținea el? Noi știam că noi nu o să găsim acel simbol, dar am căutat, ne-am prefăcut că îl căutăm, ca să-și facă oamenii misiunea. Știam că nu o să ni dea nouă, pentru că eram în avantaj. Noi ne-am prefăcut că îl căutăm, iar un reporter i-a dat dintele lui Zani. Apoi am văluit o el frumos, ca și cum el s-a aruncat în cap pentru ai lui. A spus Ian cu sterp într-un vlog, am ajuns în finală pe barba mea. Tot ce am surăcut în concurs a fost pe barba mea, am fost tare și pe viteză, îndemânare. Sunt unii care comentează că am fost la coada clasamentului, dar niciodată nu am fost. A fost o perioadă în care am fost în picaj, dar jocurile importante le-am câștigat. Zani a spus că pe mine m-a ținut echipa în spate, în timp ce el s-a aruncat în cap pentru echipa sa. Ei bine, nu a fost așa, echipa lui s-a aruncat în cap pentru el, o învăluia el să fie frumos. El și încă câțiva de ai lui aveau pachetel săptămânal, stăteau pe internet, eu am recunoscut că mergeam să fur și chiar m-am chinuit, am împărțit tot cu echipa mea. A continuat el în același vlog. Totuși, Iancu a pierdut această finală din cauza mamei lui, care a dat foarte multe declarații neinspirate. A insistat și să-l facă țigan pe jador, ceea ce a costat-o scump fanii s-au unit și l-au votat pe Zani pentru a sancționa derapajele venite din familia Sterp.